Bă, băiatul ăsta nu l-am găsit acasă, m-a prins și la povița aia, atunci ce vreme urâtă era ieri în Ploiești, pe ploaia, mergeam cu ușa în spinare, s-a mâiat cartoanele pe ea, am dat cartoanele jos și Ramona i-am dat clanțele alea, iala, să o ia și cu ivorile într-o sacoașă și zic, Ramona, tu vii după mine. M-am luat ușa în spinare, m-am băgat, m-am înhămat pe după curelele alea care le avea ea legate de ea și am luat-o în spinare, mergeam și eu cu mâine în buzunar și am mers cu ușa în cârcă. Dacă l-am găsit pe băiatul ăsta, am stat vreo oră la el la poartă. Am văzut că nu răspunde nimeni, că are termopane, nu se aude. Hai, Ramona, o luăm încolo, în partea alaltă. Și am luat-o pe Mihai Bravo și am ajuns pe la Lidl ăla. De la Lidl ăla, de acolo, de pe Mihai Bravo, m-am întors înapoi, că zic, nu-i bine. Că noi trebuie să ajungem pe Plăieșilor acum, la un neam de-a lui Ramona, ca să o lăsăm acolo. Cu ușa în spate și Ramona cu sacoșa după mine. Am luat-o, m-am întors înapoi, iar ca să ajungem la maternitate. Și am ajuns la maternitate de acolo, am ținut drumul drept de la maternitate și am trecut pe la fostul tribunal, am ieșit în bulevard, am luat-o pe Mărășești, pe strada aia unde sunt televiziunile alea și de acolo am ținut drumul drept. Am trecut eu pe în fața televiziunii pe acolo, dar văd că nu s-a mișcat nimic. Dacă știam, mă duceam pe la ei noștri, pe la Prahova, să trec cu ușa în spate. Dar nu știam că dau de dumneavoastră, că ar fi fost nostim să mă vedeți cu ușa. Da. Și am ajuns, păi, am ajuns pe la vreo 3 cu ușa. Deci eu la 9 am cumpărat-o. Până la 11 am stat cu ea la băiatul ăla la poartă la Leo și de la el, de la 11 până la 3, a durat până am ajuns acolo cu ușa. Exact cum se plimbă ăștia cu Sfânta Paraschiva. Ramona, să ai milă, Doamne, eu așa ceva n-am pomenit. Și am lăsat-o la oamenii acolo, Val Vârteș, la depoș și acum astăzi vreau să mai fac un maraton. Vreau să mă duc să iau ușa de acolo, să o urc în tren. Dacă o reuși să mă duc la gara de sud cu ușa în cârcă, să urc în tren și în tren să cobor la Inotești, dacă m-o lăsa. De acolo să o chem pe vecina cu Duba să vină să mă ia, că de la Inotești e cam mult de mers. Și mi-a zis cam urât, cred că ei leg o sfoară de ea și o iau tânești până la urmă. Că nu mai are cartoane pe ea decât folia aia. Cartoanele s-a dus, s-a muiat și le-am rupt, le-am lăsat pe drum. Unul câte unul. Acum problema mai mare este asta, să vedem dacă m-o lăsa în tren cu ea, ceea ce cred că o să mă lase, că nu iau bilet la început. Ca să nu rămân bilet, nu iau bilet la început, să rămân cu biletele dacă nu mă primește cu ușa, ce fac? Mă urc întâi cu ușa, dacă am reușit să mă urc cu ușa în tren, o las pe Ramona să stea de pază acolo lângă ușă, în vagon, eu mă duc repede, iau două bilete până la Inotești și dacă pleacă trenul, la revedere, n-are ce să-ți mai zică nimeni. Nu, pentru că dacă iau biletul, nu, am bilete, nu cobor. Am bilete la trenul ăsta până la Inotești, nu cobor, poți să-ți faci bătăni în fața mea, că nu mă dau jos. Încerc și mă urc cu ușa azi în tren. Ramona, ce crezi, că ne lasă să facem vreo prostie? Nu face Ramona, că dacă nu ne lasă cu ușa în tren, venim de la gara înapoi, la Leo, cu ușa, iar. Ai milă, Doamne! Până la urmă, cred că o luăm Ramona, zic, pe jos, preceptura și gata, plecăm cu ușa pe jos. Că vedem cum montez eu ivorile și alea, că nu știu, l-am montat niciodată în viața mea. Iale de montat sunt, ivorile sunt. Și asta nu-i nimic, că vrea să-i ajungea de termopan. Acum, când o la Ramona pensia, luăm geamă. Și plecăm și cu geamă, cu ușa și cu geamă, cu amândouă odată. Acum, nenea Mihăiță Iacovachie, să-i dea Dumnezeu sănătate, hai de încărca niște mobilă sâmbătă sau duminică, într-o dubă, la băiatul lui. Și mi-a zis, băi, el mi-a zis de la altă, lasă ușa în Dedeman, că încărcăm mobila și dăm până Dedeman și luăm ușa și ți-o duc acasă eu. Acum, era, dar dacă stai treaba aici când stai, trebuie să iei din bani. Știți cum este? Mai că eu vreau să iau un suc, mai că vreau să iau o ciocolată caldă, mai că Ramona vrea să-și facă și ea ceva dulce. Și intri în bani și cheltui bani, știți? Deci din 4 milioane am rămas cu 3. Cu 3 milioane de 100 am rămas, știți? Din banii care ne dea băiatul ăla. Și dacă mai stăteam și stăteam până sâmbătă cu banii, ce făceam? Îi cheltuiam pe toți și cu ce mai luam ușa? Și așa zic, voi, banii sunt investiți, de ușă n-ai cum să rozi, n-ai cum să mănânci de ușă. Așa banii cheltui și până rămâi fără ușă și tot răul nostru este pentru că intră noaptea frigul până ușa aia. Ați văzut cum e, că nu se ermetizează deloc când o apărea ușa asta. Ei, acum mă mai gândesc la montare, să vă spun o altă bere mai mare. Ușa e mai mare decât casa. E mai mare cam cu vreo 10 cm. Și ar fi ori să mut, să dau tavanul jos, să ridic și acoperișul, să demontez tot, să le ridic mai sus la standardele cele mai înalte. Așa? Dar mă gândeam că să ridic și eu, dacă tot montez ușa asta, să pun și eu ușa asta cam la o jumătate metru, așa,
de la pământ în sus, ca să mă umplu tot, să fiu și eu mai sus, asemenea casă, ca să ajung la nivelul scărilor care le-am pus în față acolo. Că mai e o problemă. Scările vor veni iar mutate de acolo. Scările de acolo le aduc la ușa acum. Acum? La ușa de aici care o fac? Ușa să o fac pe ele. Și după ușa să bag un plutură să mă ridic cu camera. Înțelegeți dumneavoastră? Ei, facem foc în sobă și ne încălzim la ea. Am sobă de aia deșteaptă. Sau strângem materiale în iarna asta acum. Să strângem materiale și să începem la primăvară. Să mai facem o cameră tot la fel ca și asta. Și atunci să luăm ușa asta de la camera asta și să o punem la camera ailaltă. Sau să mai luăm o ușă. Am văzut o ușă. Uai, leu! O ușă albă ca zăpadă era. Deci, să nu vă închipuiți că e albă ca zăpadă în desene animate. Ușa era albă. Albă. Și era o ușă extraordinar de frumoasă. Dar era 3.999.000. Aproape 4 milioane era aia. E bună, asta e maro, la culoare. E frumoasă și asta. Că Ramona văzuse unii la 179 de lei. Aia erau frumoase și alea, erau dale albe, dar era dale de lemn. Și știți cum e ăla, că dacă ia contact cu umezeala de afară, ați văzut cum e la noi acolo, că dacă bate vântul sau plouă, bate vântul nu e problemă, dar dacă ploaie cu vânt și zăpadă și se umezește ușa, ce face? Așa, asta e metalică. Dar nu e problemă, că până îmi face camera, cred că am să iau aplecătoare de aia de la Dedeman. Are ăștia aplecători de alea frumoase, așa, de sticlă, la 1.700.000. Cred că iau aplecătoare până la urmă, acum. Să iau și aplecătoare, să-i pun deasupra ușii și dărâmăm foliile alea ce am făcut noi în fața țigăniei și o mutăm în spate, la vecinul, acolo, în gard. Și, acum, asta ar fi aici. Cam asta ar fi cu ușa, vă aștept să vedeți ușa, trebuie neapărat să vedeți ușa. Trebuie să o aduc. Ar fi frumos să fiți liberi pe Ploiești, dacă n-ați plecat să fixați dumneavoastră o zi, dumneavoastră mergeți cu camera, că și așa, ce aveți altă treabă la oraș de făcut? N-a zis fanii așa că ce treabă mai aveți să mă filmați zi și noapte? Vă dau prilejul, vă dau ocazia să mă filmați cu ușa în spate pe Ploiești. Da, puteți să mergeți în mașină paralel cu mine, nu-i problemă. Și mai bine să te ajut să o ducem cu mașina? Dacă ați vrea dumneavoastră și nimai pomeniți. Asta o tai, că o să zică iar, bă, ajută-l, ce faci, stai să faci râs de el în loc să-l ajuți. Tăiați-vă asta, că imediat vă ia fanii la... Na, am găsit pe cineva cu o dubă, dar îmi cere cam mult. Cu 2.500.000. Un băiat de Ploiești, sigur că da, nu... De da, am terminat. Acum ușa rămâne să o vedeți, neapărat trebuie să vedeți ușa. Trebuie neapărat să vedeți ușa, nu se poate trăi altfel, fără ușă nu.